De mult, tare de mult, Voronin și cu Dodon au avut un copil nelegitim pe nume Cebanion. Au schimbat vreo trei partide și acum ei mare pro-european. Lumea repede a uitat cum urla pentru tamojenei saiuz Ion Ceban. Suntem pentru integrare europeană, începută mulți ani în urmă. За таможенный союз! Молдова сегодня за стабильность! Молдова сегодня за хорошие отношения с Россией! Кукуру, 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 în zeci luntri. Cum pot să te cred pe tine, cum pot să te mai ascult? Ai venit la primărie și ai promis că nu vei face politică. Dar ți-a fost greu să ștergi iubirea ta pentru Dodon, o iubire atât de mioritică. Și începând cu ziua de astăzi, mi-am luat concediu pentru a susține candidatura domnului Igor Dodon la al doilea mandat pentru funcția de președinte. Și acum spun, hei, în cine te-ai transformat? Din comunist în socialist și apoi într-o mojilă. Man-ceban, man-ceban. Hei, cine tu ești cu adevărat? Un homofob sau bădăran, populist sau mitocan, imposibil de determinat. Pe timpul plaha nici nu te auzeai, erai atât de cuminșor, nici chiar amuna-i îndrăznit să spui prea multe în adresa ușor. În schimb, râsuri mai mari decât Maia Sandu și Pas în Moldova n-au mai existat. Guvernul a pregătit pastile cu miros urât și ți-a drept în canalizare, ți-l-a aruncat. Numai în ultimul an tu de cinci ori ne-ai spus că vei fi arestat. Mascații vor veni acasă la tine și te-or scoate în chiloți din pat. Doar că nimic din tăci spui tu nu pare să fie adevărat. Țara moare de râs atunci când tu spui că polițiștii fac ambuteiaje intenționat. Și eu spun, hei, cine te-ai transformat? Din comunist în socialist și apoi într-o mojilă. Man-ceban, man-ceban. Hei, cine tu ești cu adevărat? Un homofob sau bădăran din Kremlin, un cal troian imposibil de verificat. Cred că acum e cazul. E cazul să te felicităm. 4 ani de zile pe banii primăriei ți-ai făcut PR electoral. Bez problemă. Nici un partid, inclusiv PAS, să-ți crească un rival, n-au reușit. Premiul mare pentru ipocrizie e a tău, Vanea Ceban. Iar pentru alegere, Chișinău, eu te felicit. Hei, pișini, bleați, ați votat un comunist, un socialist sau o mojilă de Ceban, 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 Ceban. Hei, cine-i Vanea Ceban cu adevărat? Homofob sau bădăran din Kremlin, un cal troian e posibil de verificat. Ia de-ți dăm și ieșit.